În Roma și viața de noapte e agitată. E trecut de mult de miezul nopții, dar... Uitați-vă că circulă transportul. Nu știu dacă sunt tramvaie de noapte sau... metro, dar sigur sunt autobuze cu numărul N. Unii preferă să meargă pe jos. Alții au ales bicicleta. Sau scooterul. Ăsta au ales să aibă mașină mare, dar n-are unde să o parcheze. O bagă pe trecere de pietoni. Altcineva a ales să doarmă noaptea, dar nu prea are unde și stă într-o cutie made in China sub o poartă mare pe care scrie Fiat. Aproape ora 1. Să vedem dacă funcționează metrou după miezul nopții. Vedem că liftul nu prea funcționează. Doar ăștia mai tineri care pot urca și coborâ scările să se avantajeze. Adâncă stație. Dacă vrei la cine cita, ia-o la stânga. Scrie că în weekend are program până la 1:30. Oare cine eu mai ocupat și pe italien de-o trebuit să elibereze? Că după aceea să facă muzeul eliberării. Baldo degli Ubaldi. Că la termene ai legătură cu avioanele, dar nu prea ai, decât prin autobuz special sau cu bicicleta, cum vreau eu să ajung. Și când îi filmează și au voie prende de acolo. E multă lume metrou de la ora 1. Hollywood al cinematografiei europene. Dar de când au murit monștri sacri, Visconti, Antonioni, Fellini, s-au cam terminat, nu s-au uit de ei. Ușita la sinistra. Și uite așa, cu diverse transporturi, cu același abonament, de o zi de 7 euro. Am reușit să ajung la marginea orașului, aproape de aeroportul Ciampino. De la locul unde am stat eu în gazdă, arăta pe hartă vreo 14 km. Vreo 3 ceasuri de mers pe jos. Nu știu câte ceasuri aș fi mers cu bicicleta. Lumea spune că cel puțin 50 de euro cer taxiurile până la aeroport, chiar și Uber îmi spunea că cel puțin 40 de euro ar fi costat. Dar eu, iată, m-am pornit un pic mai devreme, contând pe transportul urban de noapte. Ați văzut că și metrou circulă până la 1:30. Mă îndrept cătinel, fără grabă, spre aeroportul Ciampino.
Pentru că acolo ci că e închis pe noapte și n-ai voie să stai. Și deci oricum o să trebuia să stau afară până când îmi vine rândul să zbor spre casă. De aici pot să o iau și pe jos. Dar aș prefera să găsesc totuși o bicicletă. Să mă mai plimb. Harta mi arată că este una aici în parcare, dar de ce nu o văd? O bike, mincinosule. Asta adică e pistă biciclistică. Te apucă amețelele când o vezi. Și gunoiul ăsta nu pare de azi, de ieri. Deci nu vă așteptați că luni o să-l strângă cineva. Iată și o parcare de biciclete. Și nu văd niciuna de închiriat. Dar pe hartă apare una. Și când am pornit de acasă arătau că-s două cel puțin. Zic, am una de rezervă. Îmi vine să cobor din nou la metrou și să mă întorc spre oraș, poate găsesc bicicletă. Deci un fel de club de noapte, lumea nu vine cu bicicleta. Vine mai degrabă cu motocicleta. Și aici apă curge non-stop. Apă potabilă, plătită din banii primăriei. Acum înțeleg de ce atunci când filmam așa ceva în România, la București, și reproșam primăriei că cheltuie banii publici zadarnic, lăsând robinetele defecte și apa scurgă non-stop. Oamenii comentau, ce cu tine, breg, asta e normal. Pentru că iată, îi văd aici, în Occident, astfel de normalitate anormală. Risipă iresponsabilă de resurse vitale. Apa potabilă e foarte puțină și foarte greu se dobândește. Sunt sute de milioane de oameni care suferă sau chiar mor din cauza lipsei de apă potabilă sau insuficiența ei. Și că am trecut printre două biciclete și nu le-am văzut. Uf! Credeam că e mai ușor. Că se vede de departe și strigă, bregă, hai! Hai să mă închiriez! Hai să mă călărești! Tipic latinești. S-a prăbușit asfaltul și ăștia doar au izolat zona și n-au de gând să lucreze de grabă, ca au alte priorități. Credeam că numai la Bragadierul e așa aberație. Dar văd că și aici există străzi private. Și mai grav, cred că tipul sau tipa a adus bicicleta și a băgat-o chiar în curte, nu doar pe stradă privată. Iată-s, în preajma ei. Dar iau de unde nu-i. Șmecherea. Și doar în reguli scrie. O lași în spațiu public, că nu-i bicicleta ta. Trebuie să aibă acces la ea toată lumea. O să scriu jalbă. Voi și mașini vreți? Și biciclete în curte? Cumpărați-vă! E atât de privată strada aceea încât a trebuit să sar gardul ca să ies de acolo. Și continui să caut bicicleta. Măcar să o văd. Să mă convin că nu-i. Să mă convin că nu-i în spațiu public. Aici e desenat parcare de biciclete. Bicicleta apare aici pe hartă. Dar de fapt nu-i. Tu comédia.
și pe cealcă. Văd acolo în curte una. Poate să fie și aici sub gard. Dar cum se demonstrez? Le-am scris, las să răzbirească ei. Mi-au scris și ei că server is busy, please try later. M-am lămurit cu business-ul singaporez, se pare că nu le-a mers lor în capitala latinității. Am auzit că își retrag afacerea. Prea multe biciclete s-au distrus. Latinii încearcă să fie șmecheri și să păcălească. Să văd dacă mai prind cealaltă bicicletă, dacă nu mă las pe gubaș. Asta la altă pare să fie în parc. Dacă nu a fi prihvatizat frații italieni și parcurile. Altă țâșnitoare, risipitoare. Acolo o bicicletă privată legată de rulotă. E ora două, noaptea. Și eu nu găsesc niciuna din cele două biciclete. Îmi spune că trebuia să fie aici, dar nu-i. Și uite așa, din nevoie brega, s-a dus la aeroport pe jos. Pentru că n-au găsit biciclete. Ei, las, al dat-o să am mai mult noroc. Exaltat cu căutarea bicicletelor și enervat că nu le-am găsit, am pornit imediat pe jos, dar nu m-am uitat pe telefon că conform programului mai aveam o etapă de mers cu transportul public de noapte. Cu autobuzul 1P, N1P, până la gara Ciampino. Și iată, am făcut vreo 5 km pe jos, după ce m-am uitat la telefon, am aflat că încă mai am de făcut vreo 5 km. Și abia de acolo, de la gara Ciampino, mai am de făcut 20 de minute pe jos. Adică n-am fost atent și era să fac un drum foarte lung. Dar e foarte ciudat că Roma asta e înșelătoare. Și aparatele te înșală. Parcă ți pare că e peste drum, sunt două cartiere, hai că le merg în jumătate de oră și îți ia vreo două ore să le mergi. Deci dacă sunteți izghiți ca mine și aventuroși sau aventuroase, porniți-vă așa pe jos, dar nu când aveți de prins un avion sau o întâlnire importantă, pentru că s-ar putea să dați greș. Deci, atenție la aparate și nu vă lăsați descurajați sau intimidate. Am mers o leacă și cu busul de noapte. După cum vedeți, circulă, acasă e ora 4 și un sfert, în Italia e 3 și 15 minute, deci mai am timp până la avion, dar prefer să ajung aproape de aeroport, să mă mai învârt pe loc, decât să fiu departe și să am de alergat. Nu e așa că să prevăzător și înțelept. Deam așa ceva încă n-am văzut. Benzinărie cu autoservire. Faci mișcare să aprinde lumina. Vii și îți speli parbrizul și luneta și oglinzele. Probabil întâi plătești. Dar e explicat numai în italiană. A, ba nu, mai jos e și în engleză. Și îți dă și bon de casă.
sau întâi alimentezi și după aceea plătești, pentru că iată, stă camera fixată pe tine și nu scapi dacă n-ai plătit. Un euro jumate litru de benzină, probabil din asta fără plumb, mai scumpă. Poftim și așa ceva. La Ciampino, un orășel de lângă Roma. Asta e strada primăriei din Ciampino. După cum vedem, noaptea arată curat și luminat. Oare cum o fi mai departe de centru? Primul semn de civilizație și responsabilitate e că au robinet și apa chiar curge. Na, e mai incomod de băut, dar măcar nu risipesc. Totuși, economisesc la apă potabilă și cheltuie pe luminițe stradale de sărbători, dar azi abia 9 decembrie, până la sărbătorile de Revelion, de Natale, cum zic ei, mai este mult, o lună. Poftim, пожалуйста, și trotuarul, proprietate privată, în jurul unui bloc, în intersecție. E duminică dimineață, dar gunoiul văd că e evacuat, nu de pe din afară, ca la Roma. Poftim și benzinării fără funcționari, fără angajați. Te duci și îți iei, plătești și ai plecat. Autoserviri. Alături e încă una. Și tot nu văd niciun lucrător. Somnul între ochi, să-ți pună benzină. Self, 24 de ore. Trotuarele pentru pietoni sunt protejate cu garduri. De bine, de rău, ai pe unde să mergi dacă nu ești cu cărucior și dacă nu-ți ies cineva în cale. Parcă pare că trotuarul e ocupat, dar de fapt e o cotitură și e liber. Și e marginea orașului. Și e luminat. Pot să crezi că un oraș de suburbie e mai civilizat decât capitala? Poftim dovada. Și că aeroportul e militar. Și nu e același aeroport cu Ciampino de pe care zbor eu în dimineața asta la București. Văd avioane, par civile, dar cum mă pricep eu, poate să fie și de cele militare alături. Păsărelile de noapte care se aud, sigur sunt pașnici. Când nu-i zgomot de șosea, se mai aude și muzică de la vreun local de noapte, când o fi nunți făcute în stil balcanic, românesc. Mă gândesc dacă o fi localul în interiorul localității sau cumva mai departe de zona locativă, că îmi pare că s-auza muzica și de lângă primăria Ciampino. Sper că au grijă și sper că au vreun bregă care să denunțe tulburarea liniștii publice dacă cumva se încalcă legea și drepturile omului. Că doar n-o să vin eu și la Ciampino și la Roma să am grijă asta. Mai tine că e plină parcarea la aeroport.
atât de mult se îmblă cu mașinile. Dar eu iaca am venit cu transportul public și chiar pe jos. E adevărat că am avut o aventură obositoare. Cred că am mers vreo 2 ceasuri. Și am făcut 13 km pe jos. Dar tot trebuia să fac ceva în timpul ăsta. Mă învârt în jurul aeroportului, n-ar fi fost la fel de interesant. Dar putea să se întindă aventura mai mult și să pierd avionul. Deci faceți și voi așa sau poate chiar mai bine. Dar aveți grijă la timing și la vremea de afară, să nu fie chiar frig, ploaie, să vă distrugeți sănătatea. Să vedem acum pe unde să intre și dacă e deschis la ora asta. Când înțeleg că la Roma e aproape ora 5. Ce-l dezmiard aici pe Leonardo da Vinci. Iată și păsărica pe care o auzeam când în noaptea. Pitulice, ce cauți la bilele roșii? Te ascunzi? Lumea vine cu taxiuri, dar auzeam că sunt niște tarife până la cer, enorme. 40-50 de euro pentru 12 km cât sunt de la Roma până la Ciampino. Nu e așa că e jaf. Și în condițiile astea e chiar inuman și descalificant să închizi aeroportul și să nu lași oamenii să vină cu ultimul transport public și să-și aștepte liniștiți avionul. Și că la plecări deschide la 4 totuși. Dar la sosiri, la miezul nopții închide. Deci maxim poți sta în aeroport de la miezul nopții până la 4. 4 ceasuri și stai pe afară. Al meu pleacă la 6:30. Într-o oră jumate. Nu-i prea multă lume. Și că-i best airport. Da, da. Am văzut noi cum tratați oamenii săraci. La toaletă e tare delicat. Dintr-o țavă și niște aer, din alta apă și din alta se pun. Pe cine nu știe engleză, ce face? Ziceam că e puțină lume, dar lumea e ca să înghesuie la controle sau e la mâncare.